Bună ziua, doamnelor, domnilor! Eu sunt Gheorghe Bobeic, jurnalist independent moldovean acreditat aici la Consiliul Europei și astăzi invitații mei sunt doamna Elena Grisco, consilier în Consiliul Municipal Bălți, vicepreședintele Partidului de Opoziție, Partidul nostru, și domnul Ilian Cașu, consilier municipal Chișinău, vicepreședintele partidului nostru din Republica Moldova. Bună ziua, doamnă Grisco, bună ziua, Bunsiu. domnule Cașu, bine ați venit aici în studioul Consiliului Europei. Bine v-am găsit bine aici -am la găsit. Consiliul Europei. Doamna Grisco, aș vrea să încep mai întâi cu dumneavoastră. Ce v-au adus pe dumneavoastră acolo? Sunteți vicepreședintele unui partid, sunteți uh, consilier în Consiliul Municipal Bălți. Iată, cu ce probleme ați venit aici la Strasburg? Noi am venit aici la Strasburg să informăm oficialii europeni referitor la situația din municipiul Bălți creată în ultima perioadă. O situație foarte tensionată, unde represiunile politice asupra consilierilor municipali din fracțiunea Partidului nostru din Consiliu a devenit atât de agresivă și aceste presiuni sunt îndreptate nu doar în adresa consilierilor, ci de data aceasta este, sunt vizați și membrii familiilor noastre, părinții, copiii, rudele apropiate. Agresivitatea cu care astăzi acționează organele de forță, vorbesc despre procuratură, vorbesc despre cinea, poliție, Plahotniuc utilizează aceste pârghii ca să intimideze consilierii prin intermediul punctelor vulnerabile pe care le au fiecare, este vorba de părinți și copii, a, ca să distrugă fracțiunea partidului nostru și urmarea acestor acțiuni, deja fără precedent. A, care s-au întâmplat cu noi, pe data de 15 uh, ianuarie, fracțiunea Partidului nostru a ieșit în conferință de presă, unde a declarat că, uh, în semn de protest împotriva acestor acțiuni de teroare împotriva noastră, fracțiunea intră în greva foamei uh, până pe data de uh, 19, ziua când a avut loc ședința Consiliului Municipal, unde am votat uh, data desfășurării referendumului local. Asta ne-a dus și uh, acțiunea pe care am întreprins-o cițini de greva foamei a fost un uh, îndemn, un semn de alertă, un apel către structurile europene și că către uh, ambasadele acreditate în Republica Moldova. De ce ei, uh, de ce anume lor ne-am adresat? Pentru că nimeni astăzi nu... Uh, are încredere în uh, structurile naționale, nu are încredere în poliție, nu are încredere în instituția Parlamentului, Guvernului, nu are încredere în instituția prezidențială, pentru că nici președintele, garantul, Uh, suveranității, garantul uh, cetății, drepturilor uh, cetățenilor din Republica Moldova, nu a ieșit cu o declarație simplă în semn de susținere a acestor uh, consilieri, pentru că uh, Republica Moldova nu a mai știut astfel de cazuri și nu a mai avut astfel de precedente unde 20 de consilieri uh, au ținut greva foamei. Acest apel uh, a sunat uh, din sufletele noastre către structurile europene ca să ne audă, ca să atragă atenția la orașul acesta, ca să atragă atenția la teroarea care se aplică anume în municipiul Bălți, vis-a-vis -vis de Consiliul Municipal. Și, evident, vineri, deja cum am ieșit din greva foamei, am luat decizia imediat să venim, pentru că știm că din 21 până în 25 ianuarie are loc ședința ordinară. Și am venit uh, să ne întâlnim cu oficialii europeni, să îi informăm despre situația în Bălți. Ne-a bucurat foarte mult că uh, oficialii europeni urmăresc ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, uh, cunosc despre ce s-a întâmplat în Bălți, cunosc despre greva foamei, pentru că pentru ei tot este un caz fără precedent, unde aleșii locali, aleși de oameni, unde oamenii le-au încredințat voturile sale. Uh, au fost nevoiți să meargă la așa pas uh, disperat. Domnule Elian Cașu, vă rog să ne povestiți cu cine ați dovedit să vorbiți personal de aici, de la APCE. Mm. Și ce v-au spus uh, domnii polițieri care cunosc de aproape, dar mai aduce și dumneavoastră unele argumente care, într-un fel, clarifică unele situații. Haideți să remarc faptul că suntem în incinta a clădirii Consiliului Europei, o cetate a drepturilor omului democrației funcționale și statului de drept și asta este foarte important pentru că noi, a reprezentanței partidului nostru, veniți oficial aici la Consiliul Europei, de la asta pornim. Ceea ce problemele pe care noi le invocăm a, e, constituie un derapaj enorm de la aceste valori pe care Consiliul Europei și alte structuri europene le apără. Eu nu o să dau nume, o să vorbesc despre instituții europene. Noi am vorbit cu oficiul secretarului general, am discutat cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale și Regionale. Este structura Consiliului Europei care are mandatul să apere valorile democrației locale. Cum spunea colega mea Elena Grițco, am găsit am găsit înțelegere și competență. Am remarcat faptul că reprezentanții Consiliului Europei sunt la curent urmăresc, cunosc situația în Republica Moldova din perspectiva acestui derapaj. Pentru că eu am invocat acele trei valori fundamentale ale Consiliului Europei în Moldova cu regimul lui Plahotniuc. Noi nu vorbim doar despre uh, conceptul ăsta formal al drepturilor omului și statului de drept. Noi vorbim despre suferință umană, durere umană, tragedie umană și asta este strigător la cer. Uh, de aceea, noi avem convingerea că uh, această uh, această instituție importantă europeană va face uz de toate instrumentele legale, diplomatice pe care le are la dispoziție pentru a, a schimba spre bine, pentru a stopa acest dezmăț, pentru că a, vineri vorbea colega mea când a, au stopat greva foamei, a, cetățenii, neinvitați de nimeni din bălți s-au adunat în fața primăriei și o doamnă chiar mi-a spus domnul Cașu, apelați la Consiliul Europei, ei pot face ceva din punctul de vedere a cetățeanului simplu, Consiliul Europei este o rază de speranță, o mică speranță că lucrurile, acest dezmăț poate fi stopat și poate din rămășițe statul Republica Moldova poate fi construit pe făgașul drepturilor omului, statului funcțional și cel mai important, a democrației funcționale. Pentru că ceea ce se întâmplă acum la Bălți avem de face cu o armată, o hoardă de reprezentanți ai structurilor de forță care se află în dezmăț total, în afara albei legale și pur și simplu își bat joc de cetățeni. Eu am folosit, fără ca să am remușcări, termenul genocid. A, și cum a remarcat colega mea, deci nu putem conta pe o reacție evidentă, promptă, legală a, a instituțiilor statului, a, pentru că a, ei dirigează, într-un fel, aceste acțiuni ilegale a structurilor de forță. Noi contăm pe susținerea cetățenească și asta s-a văzut, cum pe timpul grevei foamei veneau a, atât mesaje cât și cetățeni și structurile europene care pot reacționa pentru a stopa aceste fără de legi. Sunteți doi vicepreședinți a partidului nostru. Nu vă pare rău că în perioada de altă dată, de alegeri a susținut actualul președinte Dodon. Și aș vrea să vă întreb cu cine veți face coaliție Așa. în noile alegeri de anul acesta. Este într o întrebare standard pentru jurnaliști, însă, în opinia noastră, noi trebuie să ajungem până la aceste alegeri, pentru că noi am venit aici la Consiliul Europei să vorbim despre genocid. A, a, unu, doi, a, colegul nostru, vicepreședintele partidului și ex-candidatul partidului nostru la prezidențiale, public a regretat acest această susținere pentru că ceea ce a promis liderului partidului nostru Renato Usată și susținătorilor Igor Dodon, a făcut pe dos. Deci nu este un exemplu elocvent Belțu când n-a reacționat timp de 5 zile niciun fel la modul în care structurile de forță își bat joc de cetățeni. El, el Dodon are responsabilitatea în baza normei legale să-și apere cetățenii. Nu Consiliul Europei primordial, dar președintele Republicii și n-a fost pentru că Dodon este total sub butonul politic și sub papucul lui Plahotniuc, omul care are în proprietate statul Republica Moldova. V-am văzut și la alte sesiuni pe vă văd și de data aceasta. Iată, s-au mișcat lucrurile în soluționarea unor probleme ale democrației la Bălți, dar și întreaga Republica Moldova. Care este părerea dumneavoastră? Lucrurile au degradat din primăvara 2017, când am venit aici, și iarăși vorbeam uh, despre înrăutățirea situației. Uh, situația, per total, în Republica Moldova s-a înrăutățit. Consiliul Municipal Chișinău, regimul, a luat intertipuri prin șeretlicuri puterea a În rest, despre democrația locală nu are rostul pentru că nu există decentralizare. Sunt o, un ghem de probleme nerezolvate, o, o mulțime de a, angajamente luate oficial de către autorități și nerespectate, călcate în picioare. Noi vorbim despre moartea democrației în Republica Moldova, nu despre o democrație incipientă, dar despre moartea democrației. Și clar că ceea ce avem în Republica Moldova nu corespunde nici de cum valorii fundamentale democrație funcționează. Ceea ce pledează Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Doamna Grisco, și Eu, la ceea ce a spus colegul meu, aș adăuga un ton de optimism la la toate relatate pentru că uh, rezultatul care l-am obținut în aceste două zile de lucru plin în cadrul Consiliului Europei uh, sunt unele pozitive pentru noi uh, deoarece uh, pe data de 2 februarie va fi examinată problema bălțului și problema leșilor locali și problema dosarelor politice a lui Renato Osate, primarul municipiului Bălț, vor fi examinate pe data de 2 februarie în cadrul biroului Congresul Autorităților Locale și după în luna martie în cadrul Comitetului de Monitorizare, unde vom fi oficial invitați să participăm și noi în cadrul acestor dezbateri. Vreau să vă rog și pe dumneavoastră să vă adresați către cetățenii care îngheață și protestează și nu mai văd acea lumină la sfârșitul tunelului pentru o democrație adevărată în Republica Moldova. Care este mesajul dumneavoastră? Atâta timp cât avem pentru ce lupta, dar avem pentru ce lupta, pentru că avem copii, avem familie și vrem un viitor uh, pentru familiile noastre. Un viitor frumos în țara noastră. Și anume pentru țara noastră vom lupta ca în Republica Moldova să fie ca altă dată, unde se respectă drepturile omului, uh, unde uh, Constituția să fie uh, o carte sacră pentru fiecare și să nu fie călcată în picioare cum este acum. Uh, îndemn pe toți, și în mod particular uh, mă adresez uh, celor, care, uh, susțin, uh, celor care ne susțin, celor care ne-au fost alături permanent, uh, societății civile din Republica Moldova, care nu încetează de asemenea să lupte. Îndemn pe toți. Uh, să unim uh, eforturile și să uh, facem tot posibilul ca Republica Moldova să devină un stat unde se respectă drepturile omului, un stat unde supremația legii să fie pusă la nivelul cuvenit, și un stat unde în Republica Moldova să vrei să te întorci acasă. Domnul Cașu. Foarte succint, statul Republica Moldova are sorți de izbândă doar dacă sunt. Pe bune aplicate cele trei valori fundamentale ale Consiliului Europei: statul de drept, democrația funcțională și drepturile omului. Și uh, eu am observat, la nivelul cetățenilor simple, sunt oameni care își doresc să continuă această luptă. Și pentru asta trebuie să continuăm. Doamna Grițcu, domnule Cașu, vă mulțumesc mult pentru acest interviu. Domnul. Și noi vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, am fost eu jurnalist independent Gheorghe Bobei, că și astăzi invitații mei au fost doamna Elena Grițco, consilier în Consiliul Municipal Bălți, vicepreședinte Partidului de Opoziție Partidul nostru, și domnul Elian Cașu, consilier municipal Chișinău, vicepreședinte al Partidului nostru din Republica Moldova. Vă zic la revedere până la noi întâlniri aici, în studioul Consiliului Europei.